Bună! Sunt Aileen Ghela și studiez latină și greacă veche în București. De ce am ales Facultatea de Limbi și Literaturi Străine? Storytime. Eram admisă la mai multe facultăți din străinătate, dar a venit pandemia și s-au schimbat puțin planurile. În primul rând, este bine poziționată. Ai toate mijloacele de transport și cafenele de care ai nevoie. În al doilea rând, iubeam încă din liceu latina și îmi doream să aprofundez și mai mult tainele antichității și să înțeleg în felul acesta firea umană și parcursul ei. Este foarte satisfăcător să traduci un text și să-i descifrezi nuanțele. Dacă ar fi să descriu FLLS în trei cuvinte, aș spune comunicare, oportunități și pisici, pentru că avem foarte multe pisici. Fac parte din generația online. Nu aș putea să compar experiența mea din primul an de facultate cu ce ai putea trăi tu. Abia acum mă simt ca și cum aș fi în anul întâi. Putem să facem ore în cișmigiu, avem altă libertate de mișcare. În orice caz, studenția ar trebui să fie o etapă de care să te bucuri. Iar dacă știi ce-ți poate mintea, ascultă-ți inima. Limbile clasice sunt ca rădăcinile unui copac din care se înalță prezentul și viitorul. Dacă nu le-am avea, nu am fi ce suntem acum. Facultatea nu este una ușoară. Să studiezi limbi străine este ca și cum ai purta niște pietre de moară și este alegerea ta dacă vrei să le cari în spate sau dacă vrei să le pui sub picior și să-ți construiești drumul. Ele îți făuresc calea către un viitor foarte bun. Gândești mai profund, ai altă viziune despre viață, te dezvoltă personal. Iar dacă ești pasionat de mitologie, istorie, dacă vrei să descoperi gândirea profundă a filozofilor și să te împrietenești cu Cicero sau cu Seneca, limbile clasice ar fi foarte potrivite pentru tine.